Activitatea serviciului de ridicare a câinilor fără stăpân din Buzău a fost stopată din luna iunie, în condițiile în care adăpostul primăriei este plin. În data de 20 iunie 2014, la sesizarea ONG-ului Virfut, în care are reprezentanță și în România, Curtea de Apel București a anulat normele de aplicare a Ordonanței 155, cea care se referă la gestionarea câinilor fără stăpân. Ca urmare, totul a fost aruncat în aer. Din punctul meu de vedere, dar cum nu trebuie să comentăm deciziile justiției, dar trebuie să comentăm probabil calitatea acelor norme care se pare că nu au fost pliate pe lege, toată munca care a fost depusă a fost aruncată la gunoi, iar acum pe străzile municipiului Buzău au apărut foarte mulți câini. Reprezentantul primăriei pentru gestionarea câinilor fără stăpân recunoaște că sunt foarte multe sesizări din Simileasca, Micro 14 sau Dorobanți, că numărul câinilor a crescut, dar că nu poate face nimic. Pentru câinii agresivi există o soluție, dar acest lucru nu rezolvă fenomenul. Deci la sesizare, unde într-adevăr animalul a fost agresiv și a mușcat, se sesizează Direcția Sanitar-Veterinară împreună cu primăria, pentru că atunci se discută de alte normative, respectiv suspiciunea de rabie, periculozitatea animalului și mergem punctual să extragem animalul respectiv. Dar vă dați seama că noi trebuie să știm care este animalul agresiv și nu rezolvăm fenomenul, că ne ducem și culegem un singur cățel, da? Iar restul rămâne acolo, pentru că normele făceau referire inclusiv la capturare. În lipsa normativelor, activitatea este blocată în totalitate, ceea ce înseamnă că strângerea de pe străzi a câinilor comunitari nu mai este posibilă. După boom-ul din perioada noiembrie 2013-iunie 2014, când peste 600 de câini au fost dați spre adopție, intern și extern, numărul stăpânilor adoptive a scăzut drastic. O explicație este aceea că patrupedele internate la adăpost nu mai riscă să fie eutanasiate, cel puțin până la reintrarea în vigoare a legii. După părerea medicului veterinar Dănus Păle, acest lucru s-ar putea întâmpla probabil prin aprilie anul viitor. Până atunci, câinii orașului se pot înmulți în voie, fără niciun fel de opreliști.